Un copil în vârstă de aproximativ 10 ani a fost bătut cu pumnii și lovit cu capul de un garaj în cartierul Vitrometan din Mediaș. Agresorul este tot un copil mai mare decât el, care a dat dovadă de o violență ieșită din comun. În ciuda strigătelor și rugăminților de a lăsa în pace, minorul a fost lovit în timp ce alți copii priveau incidentul. În urma celor întâmplate, o femeie a depus o plângere la poliție, urmând să se ia măsurile care se impun. Sibiul ar putea fi legat de Dubai printr-un zbor direct, a anunțat președintele Consiliului Județean Daniela Câmpean. Aceasta a fost recent împreună cu alți reprezentanți ai județului în Emiratele Arabe Unite pentru a promova turismul sibian și pentru a îmbunătăți imaginea județului. Câmpean a mai spus că două companii aeriene din Emirate s-au arătat interesate de un zbor direct Sibiu-Dubai, iar acest lucru s-ar putea concretiza. Hackerii au trecut la domeniul cultural. Aceștia au atacat înscrierile care se fac pentru Astra Film Festival pe platforma Film Freeway. Prin contul fals creat s-au încasat taxele de înscriere la peste 100 de realizatori de film din 26 de țări. Practic, realizatorii au înscris în contul fals 175 de filme, plătind suma de $2,244 ca taxă de înscriere. Organizatorii Astra Film Festival au obținut blocarea contului fals, au început demersurile oficiale pentru identificarea și depistarea vinovaților și fac tot ce le stă în putință pentru ca păgubiții să-și poată recupera banii.